Puterile politice ale statului român au fost clătinate foarte puternic. Atât de puternic încât s-au luat măsuri extrem de dure împotriva lui Călin Georgescu. În ședința din data de 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională, în vederea asigurării corectitudinii și legalității procesului electoral, și-a exercitat atribuția prevăzută de art. 146 lit. Din Constituție și, cu unanimitate de voturi, a hotărât următoarele: 1. În temeiul articolului 146 litera F din Constituție, anulează întregul proces electoral cu privire la alegerea președintelui României, desfășurat în baza hotărârii Guvernului nr. 756-2024 privind stabilirea datei alegerilor pentru președintele Romnici din anul 2024 și a hotărârii Guvernului nr. 1061-2024 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea președintelui Romnici în anul 2024. 2. Procesul electoral pentru alegerea președintelui României va fi reluat în integralitate, guvernul urmând să stabilească o nouă dată pentru alegerea președintelui României, precum și un nou program calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare. 3. Prezenta hotărâre este definitivă și general obligatorie, se publică în Monitorul Oficial al României, partea 1, și se aduce la cunoștință publică. Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul hotărârii, care se va publica în Monitorul Oficial al României, partea 1. Decizia vine după ce președintele României, Klaus Iohannis, a fost de acord cu declasificarea, potrivit legii, la solicitarea instituțiilor emitente, a informațiilor prezentate în XAT în 28 noiembrie. Seri precizează faptul că Georgescu Călin a declarat la Autoritatea Electorală Română 0 lei buget de campanie electorală, respectiv că nu a cheltuit nicio sumă. Călin Georgescu a încălcat legea privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, a ascuns sursele de finanțare și a înșelat electoratul, a susținut Sebastian Popescu, unul dintre cei doi candidați care au cerut anularea rezultatelor din primul tur. Candidatul independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a declarat deja că în cazul în care CCR anulează primul tur al alegerilor prezidențiale, va fi ridicol pentru că este total nedemocratic. Și Elena Lasconia a avertizat că anularea turului al alegerilor prezidențiale, ca urmare a sesizărilor depuse la CCR, ar fi o încălcare gravă a democrației. La rândul său, gazetarul Cristian Tudor Popescu a catalogat anularea de către CCR a primului tur al alegerilor prezidențiale drept o catastrofă și mai mare decât procentajul lui Călin Georgescu. Cel de-al doilea tur de scrutin ar urma să aibă loc în 8 decembrie în țară și între 6-8 decembrie în străinătate. Campania electorală pentru cel de-al doilea tur începe în ziua în care s-a adus la cunoștința publică ziua votării și se încheie împreziua votării. Președintele AEP, Tony Greblă, a declarat, vineri dimineață, că potrivit legii, după anularea primul tur al alegerilor prezidențiale, noile alegeri se vor organiza pe 15 decembrie, primul tur și 29 decembrie, turul al doilea. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.